Steaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Am revenit în direct, oameni buni, astăzi 7 septembrie, cu a doua cafea de dimineață, o cafea care, din punctul meu de vedere, ar trebui foarte atent vizionată de toți cei care lucrează în învățământ, dar și de părinți, chiar și de copii, pentru că vorbim acum despre ultimele noutăți privind începutul anului școlar în Neamț. Între timp, cu excepția unei situații care mai trebuie să vină de la DSP, lucrurile se cam știu din punctul acesta de vedere și invitat în direct cu noi este Mihai Obreja, domnul profesor Mihai Obreja, inspector școlar general al județului Neamț. Bună dimineața, domnul Obreja. Bună dimineața, vă spun dumneavoastră, colegilor, director, profesori, părinților, elevilor, tuturor celor care sunt interesați de procesul de învățământ din Neamț. Domnul Obreja, avem o oră la dispoziție să discutăm și să întoarcem pe toate părțile deschiderea anului școlar în Neamț. Spuneți-mi, din prima așa, ce se întâmplă? Mesajul meu clar pentru toți cei implicați, de la colegi inspectori, directori, profesori, părinți, elevi, pe 14 septembrie vom deschide anul școlar. Asta știm, că îl deschidem. Problema este cum îl deschidem și cum vor învăța elevii, care sunt, să spun eu, procedurile pe baza cărora va începe anul școlar, ce măsuri de protecție sunt pentru elevi, și să nu uităm și pentru profesori și pentru personalul auxiliar. Pentru că sunt multe lucruri care trebuie lămurite și aș vrea să le lămurim astăzi. Sunt două documente, două acte normative care stau la baza deciziilor ce se vor lua începând de astăzi cu privire la deschiderea anului școlar. Este vorba de Ordinul Comun al Ministerului Educației și Cercetării 5487 din 31 august și Ministerului Sănătății 1494 și respectiv Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților din Învățământul Preuniversitar, care va suferi și niște modificări. Cred că în cursul zilei de astăzi, cel târziu mâine, aceste modificări vor fi aduse la cunoștința unităților de învățământ. Aceste două cadre, două acte normative sunt importante. Primul pentru că aprobă măsurile de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru a preveni îmbolnăvirile cu SARS-CoV. Și al doilea act normativ, e vorba de regulament, permite colegilor directori să ia decizii în funcție de specificul unității de învățământ. Adică, mai concret, își pot adapta programul în funcție de resursele materiale, resursele umane de care dispun în acest moment. Ce pot să vă spun în legătură cu pregătirea școlilor din punct de vedere igienico-sanitar? Am solicitat directorilor, dar și colegilor inspectori să meargă în teritoriu și să avem o imagine cât mai clară în legătură cu pregătirea unităților de învățământ. Și am o situație aici, care este de la zi de joi. Le-am cerut să îmi dea un răspuns foarte clar dacă sunt pregătiți din punct de vedere igienico-sanitar și mi-au răspuns din cele 131 de unități cu PSJ, 107 că sunt pregătite, la 13 dintre ele că încă mai au probleme. 13 plus 11 probleme puține, adică minore, care se pot rezolva în scurt timp. Ce înseamnă asta? Că la acest moment școlile, în școli s-au produs dezinfecțiile generale, s-au stabilit acele trasee de urmat, trasee la intrare, trasee la ieșire. Școlile și-au asigurat rezerve de materiale pentru dezinfecție, măști. Bun. Am înțeles. E normal ca lucrurile astea să se întâmple. Da. Pe mine mă interesează așa. În ce condiții se merge la școală?
Adică vom avea clasele întregi, vom avea clasele împărțite, vom avea after school, nu vom avea after school, ce se întâmplă în creșe. Adică, haideți să le luăm... Creșele nu sunt la noi, creșele sunt la administrația publică locală, la noi sunt grădinițele. Grădinițele. Da. Dacă luăm drept bază informarea pe care am primit-o de la DSP și care vizează situația la 2 ianuarie 2020, cu privire la incidența comunitară a infectării cu SARS-CoV, din această situație în care apar doar 59 de localități în care au fost cazuri, cel puțin un caz în ultimele 14 zile, școlile în proporție de 98% pot să deschidă în scenariul acesta pe care îl numim noi verde, adică copiii să fie la școală față în față. Din acest punct de vedere, deci al acestui criteriu, doar 6 unități, la 6 unități, unde gradul acesta de incidență este mai mare decât 1, se pune problema, dar nu mai mare decât 3, se pune problema trecerii direct pe scenariul galben. Acum, ce se întâmplă? În urban vor fi probleme, în sensul că chiar în situația în care incidența aceasta comunitară este mai mică decât 1, nu avem peste tot spațiile necesare și nu avem nici resursa umană pentru a acoperi desfășurarea cursurilor, să spunem, într-un schimb sau chiar în 2 schimburi. Și atunci, din discuțiile pe care le-am avut vineri cu directorii, cu toți directorii din județ, pe 3 zone, Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț, fiecare dintre ei au identificat soluții încât să asigurăm participarea tuturor copiilor la procesul de învățare. Sunt școli în care au găsit soluții de genul a lucra în 2 schimburi, da? Sunt școli unde au mers încă de la început, chiar dacă au spațiile necesare, pe sistemul acela numit hibrid, adică folosesc online-ul ca suport. Și sunt și școli în care unii copii vor fi la școală și vor fi cei de la primar, cei de la 8-a, cei de la 12-a, dacă e vorba de liceu, iar ceilalți vor veni alternativ la școală. Cine hotărăște asta? Asta se va hotărî în Consiliul de Administrație. Dumnealor, după ce le transmit astăzi o informare actualizată de la DSP, în Consiliul de Administrație al școlii, la care sunt invitați și reprezentanți, de fapt au reprezentanți și ai primarului și ai Consiliului Local, reprezentanții părinților, reprezentanții elevilor, vor decide, în funcție de criteriul epidemiologic și în funcție de resursele materiale și umane de care dispun, programul. Au și posibilitatea să-și decidă propriul program și să și-l adapteze în funcție de situații. Ce înseamnă asta? Să se folosească de o prevedere din regulament, pentru că suntem într-o situație aparte, deosebită. Dumnealor pot să reducă chiar și durata orei la un moment dat, da? În limite, bineînțeles, rezonabile. Și acest program, odată aprobat acolo, va fi transmis la Inspectoratul Școlar, la DSP, va primi un aviz din partea DSP-ului și din partea Inspectoratului Școlar și vom merge cu aceste propuneri aprobate în Consiliul de Administrație a Școlilor în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Vreau să le spun că o asemenea hotărâre luată în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență nu este una valabilă, să spunem, o lună, 2 luni. Ea este valabilă pe 1 săptămână și putem interveni oricând se impune în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a lua hotărâri în acest sens. Adică, de exemplu, dacă într-o școală, și nu ne dorim acest lucru, dacă apar, de exemplu, 3 cazuri, atunci suntem obligați, tot prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, să suspendăm activitatea acolo pe o durată de 14 zile. După care se urmează o procedură și se vor relua cursurile.
Deci toate aceste decizii, să se înțeleagă, până la urmă sunt luate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, unde sunt reprezentate mai multe instituții care, direct sau indirect, au legătură cu ceea ce se întâmplă în școli. Până la urmă, și asta vreau să le transmit și profesorilor, dar și părinților și copiilor, că trebuie să avem încredere unii în alții, să ne responsabilizăm cu toții. Școala va face și am văzut că există determinare și din partea profesorilor și din partea directorilor, dar același lucru se impune și din partea părinților, pentru că până la urmă totul poate să fie bine în școală, chiar în aceste condiții speciale, dar nu este suficient. Nu este suficient. Adică și părinții trebuie să aibă un pic grijă. A fost scos din acel ordin comun, a fost scoasă acea prevedere prin care părinții trebuiau să dea o declarație, o să apară ceva în regulament la acel contract educațional, o precizare legată de faptul că părinții trebuie să-și asume și ei, ca în fiecare zi, nu să poartă un scurt dialog cu copilul înainte de a pleca la școală, să-i fac un prim triaj, să zicem, da? Să nu aibă temperatură, dacă tușește, dacă de exemplu are stări de vomă sau diaree și atunci să-l rețină acasă, să nu ajungă în comunitate. E un lucru de bun simț pe care l-au făcut și până acum părinții și cred că îl vor face mai departe. Noi trebuie să avem grijă și de profesori, pentru că nu putem să avem învățământ față-față fără profesori. Și eu știu că profesorii și în perioada aceea de pregătire din iunie și chiar la examen așa au avut grijă și sunt convins că vor avea grijă în continuare să ajungă în stare bună, adică să fie sănătoși la catedră. Dar nu este suficient. Domnul general, să văd dacă am înțeles bine. Deci da. Există posibilitatea ca un Consiliu de Administrație a unei școli acum să decidă, domne, facem școala dar online? La ora aceasta... Nu, la deci dacă există nu, această posibilitate. Nu, nu. Nu deci pot decide... Ei trebuie să țină cont de scenariul în care da, se încadrează. Și trebuie să țină cont de... Ca să fie lucrurile da, foarte ca clare. Ca să nu existe dubii, ei trebuie să țină cont de cele trei scenarii, de condițiile, spuneam, materiale umane pe care le au. Deci, la ce ne spune acum situația epidemiologică la nivelul județului Neamț, nu pot fi școli decât în scenariu 1, verde, sau în scenariu galben. La acest moment. Am înțeles. Deci, practic, Consiliile de Administrație pot hotărâ doar în aceste limite. Da. Dar acelea sunt niște propuneri care trebuie avizate de DSP și Inspectoratul Școlar și până la urmă hotărârea este în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Adică este o descentralizare. Este o descentralizare, da, dar s-a întâmplat uneori, nu, ca cei mulți, deciziile colective să nu fie întotdeauna și în acord cu normele. Și știm cu toții că s-a întâmplat de-a lungul timpului așa ceva și chiar și în învățământ au fost decizii ale Consiliului de Administrație care ulterior au fost atacate în contenciosul administrativ și cel care a atacat a câștigat. Dar acum nu trebuie să ajungem la lucruri de genul acesta, la dispute de genul acesta. Noi trebuie să ne concentrăm încă de la început, atât pe deschiderea școlii, pe scenariul nu, pe care îl va stabili Consiliul de Administrație în condițiile legii, dar să ne asigurăm, de exemplu, că vom avea triaj epidemiologic la toate școlile. Eu am o situație aici și este la zi în legătură cu încadrarea cu medici, cu asistenți școlari, cu asistenți medicali la școli. Deci la unitățile cu PJ doar 35 de școli au medic, 85 nu au. Aceasta este realitatea. Asistenți medicali au 44, 76 nu au. Până și ce se întâmplă? Și când tragem linia aici, vedem că apar 75 de unități care nu au nici medic și nici asistent social. Astăzi transmit situația la DSP, iar conform ordinului comun, autoritățile publice locale sunt obligate să asigure asistența medicală în școli. Și acolo unde nu se poate, tot ordinul permite să fie desemnată o persoană din școală care să fie instruită, formată și care să realizeze acest triaj epidemiologic. Aici va fi o problemă
și vom vedea ce soluții găsim. Unele deja se conturează, sunt primării care m-au sunat și care sunt dispuse să plătească medic de familie din comună, deci să-i asigure salarizare pentru aceste servicii prestate școlilor. Și dacă vor reuși... Nu se poate împărți în patru școli în comună. Nu, e vorba de medici de familie. Păi aici de unde familie. Am prezentat situația aceasta, e vorba de medici din sistem. Luăm medicul de familie dintr-o comună cu trei școli. Da, sunt trei structuri. Poate mai au și asistenți comunitari. Sunt comune care au asistenți comunitari. Vom reuși, eu zic, cum am reușit la examene, împreună cu DSP-ul și cu primăriile, să rezolvăm această problemă. Încât triajul acesta, care se face zilnic și este unul de bun simț, să nu se transforme nici în ceva care să apese prea mult pe cei care se implică în mod direct. Vreau să vă mai spun un lucru și vreau să-i asigur și pe profesori. Au apărut acele ghiduri în jurul cărora s-au purtat foarte multe discuții. Nu le am aici la mine, le-am parcurs și le-am transmis directorului. I-am rugat să le spună și colegilor profesori. Ele sunt orientative, deci sunt un suport, nu sunt obligatorii. Acolo sunt date niște exemple. Unii au înțeles deja că se merge, de exemplu, pe durata orei de 55 de minute, din care 40 activitate de predare, 15 minute merg copiii pe rând la baie, la toaletă. Nu. Ăla este un exemplu. Fiecare școală își stabilește programul în așa fel încât profesorii, categoric, trebuie să aibă și ei, dacă eu au 6 ore, să spunem, într-o zi, să aibă timpul necesar și pentru ei. Da? Să nu o luăm ca chiar ca o corvoadă, să spunem, profesorii să fie puși chiar la colț, că nu s-a înțeles corect. Părerea mea, unii nu au înțeles corect și am văzut în spațiu public că se insistă mult pe subiectul acesta, se manipulează un pic și nu este în ordine. Pentru că eu sunt convins, așa cum au înțeles colegii noștri și în perioada de pandemie, nu? Și atunci au fost discuții în spațiu public, vor înțelege și acum. Nu este simplu. Adică eu de aici pornesc de la premisa că avem o misiune foarte grea, noi toți. Și când zic noi toți, mă refer la minister, la inspectorat, la director, la profesor, la părinți, la copii. Toată lumea care este implicată va avea aici un cuvânt de spus, nu? Și așa este corect. Să fie și parte la decizie. Pentru că în final este vorba despre copii. Și aici două lucruri, până la urmă, ne interesează. Să avem un serviciu de calitate, da? În aceste condiții, da? Și doi, și poate cu asta ar fi trebuit să încep, să fim la școală în condiții de siguranță. Pentru că dacă nu o să se întâmple așa, există, nu? Și această situație în care să suspendăm cursuri. Dar la ce am văzut și eu în țările din Uniunea Europeană, au deschis francezii, cred că la 60.000 de școli și după 2 săptămâni, doar la 20 și ceva de școli au suspendat cursurile. La școli, da, dar uitați-vă câte cazuri de infectare au. Cazuri au multe, da. După ce au deschis școlile. Da, este adevărat. Este adevărat adică, și adică trebuie aici să... suntem de acord. Copiii au fost cu părinții în vacanță. Există riscul acesta a creșterii acelui indice de infecție, indice comunitar. Eu m-aș referi, dacă se poate, și la partea de online, că nu trebuie să o neglijăm, trebuie să ne pregătim în permanență, că putem ajunge acolo. Și atunci s-au făcut niște eforturi de către guvern și de către minister în acest sens. Este ordonanța 144. Am avut discuții cu primarii, cu directorii, cu profesorii și ar fi foarte bine acolo unde există bani. Și am spus, la școli, la finanțarea complementară, primăriile să se implice, să sprijine școlile în achiziționarea de tablete, de laptopuri, de materiale dezinfectante, de măști. Containere sanitare mai puțin și o să vă explic și de ce. Dacă nu au resurse la acest moment,
Există a doua variantă, tot pe ordonanță 144. Imediat ce apare ghidul și este anunțat în calendar că apare astăzi, ghidul pentru ordonanța 144, atragere de fonduri europene pentru înfăptuirea celor trei măsuri, o să-i ajutăm prin inspectorul nostru de specialitate să aplice școlile în parteneriat cu primăriile sau școli în parteneriat cu inspectoratul școlar pentru achiziționarea de echipamente informatice și pentru materiale dezinfectante plus măști. Numai că aici procedura este mai lungă. Știm cu toții că la fondurile europene trebuie să respectăm anumite cerințe și uneori sunt ușor exagerate și se prelungește achiziția. Vor mai primi, și aici achiziția este la minister, și am înțeles că nu au existat probleme în ceea ce privește achizițiile, adică nu sunt contestații. La nivelul județului Neamț, într-un proiect în care sunt priși copii, în special elevi din mediile acestea defavorizate, după aceea din liceele cu un număr de copii mai mari și care întâmpină dificultăți la examenele naționale, la examenul de evaluare națională și respectiv de bacalaureat, vom primi în județ 1549 de laptopuri, 140 de camere pentru a prelua din sălile de curs imagini și a transmite la cei care rămân acasă și 101 table interactive. Mai există un program pe care îl știm, Școala de Acasă. Mie îmi pare rău că județul Neamț n-a fost în lotul, în grupul acela de trei loturi unde n-au existat contestații și unde tabletele ajung începând de luni, din 14 septembrie, dar sperăm ca să se rezolve repede cu acele contestații și să ajungă și în Neamț cel puțin 5800 de tablete, e un minim de 5800 și un maxim de 7023. 7023 a rezultat exact din ce mi-au solicitat școlile. Și i-am rugat să identifice toate acele cazuri, toți acei copii care nu dispun la ora aceasta de niciun echipament pentru învățământul online. Mai e un proiect al Ministerului și am transmis în școală pentru cele două platforme mari pe care le pot utiliza gratuit. E vorba de Microsoft, Office 365 și de Google, clasa viitorului. Nu au decât școlile care nu au un domeniu să și-l creeze cu eforturi mici, câteva zeci de lei, este taxa pe un an. Avem un responsabil la județul Neamț care îi va ajuta să activeze licențele și dacă se realizează acest lucru la nivelul fiecărei școli, va fi foarte bine. E problema internetului, că o să apară această întrebare. Există un grup interministerial și patru operatori de telefonie mobilă și-au arătat disponibilitatea de a cabla gratuit toate clădirile care nu au internet, clădirile școlare, în acest moment. Și ei așa au promis și cred că se vor ține de cuvânt că până pe 14 septembrie vor cabla aceste școli. În județul Neamț există 99 de astfel de clădiri. Sunt școli care au câte două, trei clădiri, cum e școala Farcașă și mai am aici, cred că mi-am notat undeva, mai multe școli care au mai multe clădiri de una, deci două, trei clădiri care nu sunt cablate. Deja ne-au contactat cei de la o firmă, deci de la un operator și dispus să înceapă imediat lucrările. Și atunci dacă avem rețeaua aceasta de internet, dacă vin și tabletele, atunci am rezolvat să spunem, nu total, nu în întregime, va fi foarte greu. Și nici aici, chiar dacă avem rețeaua de internet, avem conexiuni, chiar și în zonele, că ei au promis că o să extindă rețeaua și acolo unde la ora asta nu au abonați. Domnul general, o să avem de toate, nu avem altceva. Nu avem știința și obișnuința de a preda online. Așa este. Indiferent că așa s-au făcut două, trei cursuri, s-au făcut cursuri două aspecte aici și l-a sesizat foarte bine. Este acesta legat de pregătirea resursei umane, unu, și doi,
și de existența resurselor necesare pe acele platforme. Deci sunt două lucruri. Să vorbim, deci este vorba de așa numită bibliotecă virtuală și de pregătirea profesorilor. Noi am pregătit în județul Neamț, dar nu putem să acoperim, vă dați seama că a fost foarte greu, a fost vară, profesorii au fost prinși în examene. Există bunăvoință. Există bunăvoință. Nu există posibilitatea. Nu a existat nici timpul fizic. De exemplu, la acest moment când discutăm, pregătim 280 de profesori în județul Neamț. Am mai pregătit în urmă, cred că ne apropiem de 1000 de profesori pregătiți, cred că din luna mai până la acest moment. Și spunem că s-au făcut eforturi, a făcut și CCD-ul prin programe acreditate, autorizate. Am văzut și eu ce au făcut alte județe care au posibilități mai mari decât noi și suntem și noi pe aproape. Pandemia aceasta, eu cred că a tras un semnal de alarmă că e momentul să mergem și spre învățământ. Iar aici autoritățile locale au această obligație. Și eu le-am spus directorul, mergeți la primari și să primiți banii care sunt ai școlilor. Inclusiv la Piatra Neamț am spus treaba aceasta. Școlile au în acest moment, la 31 august, pe execuția bugetară la finanțarea complementară, au 4.800.000 de lei. Stați un pic, ce înseamnă finanțare complementară? Banii aceștia provin din cote defalcate de TVA, deci nu din taxele și impozitele locale, da? Și banii aceștia trebuie să ajungă în școli pentru cheltuieli materiale, bunuri și servicii. De unde trebuie să ascundă? Stați un pic, trebuie să ajungă în școli. De unde? De la Consiliul Local. Sunt bugete aprobate. Și ei sunt în... Da, bugetul Consiliului Local există fizic? Da, e obligația lor să-i asigure fizic din taxe, din cote defalcate din TVA. Este o procedură de calcul și banii au ajuns. La unele școli au ajuns, la unele nu au ajuns, inclusiv în județ. Am luat fiecare școală, am aici execuția bugetară. Acum este de-a baba oarba sau de-a puia gaia, de ce ne jucăm? Dacă banii există, dacă e nevoie de ei, de ce n-au ajuns? Păi asta o să îi întrebăm pe și cum, adică au ajuns primari. La unele școli și la altele? Da, la unele școli din județ primari. Nu, zic în județ. Unele primării au dat, altele primării nu au dat. Este problema dumnealor să asigure cheltuielile materiale de bunuri și servicii. Au mai făcut ceva, ceea ce nu este în ordine. Și am văzut și la Târgu Neamț și cred că și în Piatra Neamț. Din banii aceștia, care sunt ai școlilor pentru cheltuielile materiale, bunuri și servicii, unele primării au rezolvat ce? Reparații la școli, dar intră în atributul OAT-ului să facă reparațiile, să înlocuiască instalațiile electrice, nu din banii care se duc pentru ce de fapt? Ce înseamnă aici cheltuieli bunuri și servicii? Sunt banii pentru școli, pentru încălzire, pentru iluminat, să-și cumpere mobilier, să-și mai cumpere chiar tehnică de calcul. Aici o să mai avem discuții în continuare. Dumnealor trebuie să fie receptive acum că au posibilitatea aceasta să folosească alte fonduri. Astăzi aveți ședință extraordinară la Consiliul Local. Da. Păi nu ar trebui discutată problema. S-a aprobat o sumă în Consiliul Local. Să face rectificare de buget. Spunea domnul Chitic că va mări suma. Da, dacă e vorba de banii luați de aici, de la cota defalcată de TVA, sau e vorba de alți bani? Nu știu, asta o să văd și eu acum, nu m-am uitat pe proiecte, mă uit imediat când termin aici, văd exact dacă rectificarea aceasta bugetară se referă și la școli, dacă nu cumva, rectificarea aceasta bugetară înseamnă mutarea unor bani spre altceva. Asta o să văd și eu exact cum arată proiectele. Haideți, mai spuneți dumneavoastră două minute ce aveți și pe urmă încep eu cu întrebări. Da. Deci școlile se vor deschide, e un lucru cert, clar pentru noi. Școlile au decizia prin Consiliul de Administrație. Noi vom fi alături de ei în permanență, mergem în școli, sprijinăm, ne consultăm în deciziile pe care le au. Deci le acordăm sprijin, consultanță, dar decizia este a dumnealor. Și am spus, cuvântul de ordine este acesta, siguranța copiilor. Adică portul măștii, igiena mâinilor și distanțarea aceasta fizică, un metru. Discutam înainte de emisiune despre faptul că trebuie degajate sălile de curs, mai scoatem de acolo din ce
nu ne folosește, da? Sunt încărcate. Am văzut și eu, mergând prin școli, unele săli de clasă cu prea multe rafturi, prea multe dulapuri. Asta a fost o modă la noi, să punem cât mai multe lucruri în sala de curs. Am mers și afară, sălile de curs nu arată așa. Sunt mai degajate, mai libere și folosești la oră doar materialele care sunt atunci. Se transformă uneori chiar în depozit sala de curs. Este greu, eu știu. La cei mici este chiar foarte greu și acolo chiar ai nevoie să ai suportul necesar în sala de curs, pentru că învățătorul, și știu asta că sunt și eu învățător la bază, la clasa pregătitoare, la clasa întâi, a doua, învățătorul nici nu are pauză. Da? Și noi știm asta și e bine să știe și cei din afara învățământului. Învățătorul nu are pauză. Stă între copii de când încep orele la 8 și până la 12. Sau haideți la ora că nu 1. Mai e chiar așa, domnule. Nu mai e chiar așa domnul drastic. Da. Nu mai predau educație fizică. Da, mai au educația fizică, religia, sunt niște discipline care... Haideți că nu mai e chiar așa. Dar să nu este greu. Adică cu toate acestea, viața celor de la primar nu este una ușoară și eu o apreciez. Și răspunderea este uriașă. Și ar trebui să fie, mai ales acolo unde nu se întâmplă lucrurile cum ne-am dori. Pentru că acolo dobândesc achizițiile de bază, nu? Învață să citească, să scrie și dacă nu o facem cum trebuie, nu e bine. O să-i sprijinim și noi cu măști din ce mai avem pe depozit la inspectorat și o să ne îndreptăm spre acele școli care, într-adevăr, sunt în dificultate și avem astfel de școli. V-am spus că sunt acolo, ați văzut 13 școli care au spus că nu sunt pregătite cum trebuie și am identificat care sunt problemele. Păi spuneți-mi și mie alea 13 școli, nu, dacă nu aveți lista. Nu am lista la mine. Am rezolvat, spunem noi, problema aceea cu WC-urile, cu toaletele. În Curtic am văzut că cineva în presă a readus în discuție. Eu când am preluat aici, de fapt din toamnă, din noiembrie, la nivelul învățământului nemțan erau 58 de astfel de situații. Unele veneau pe proiecte din urmă pe PNDL, unele pe hotărâri de guvern. Astăzi, la ora la care vorbim, mai sunt 10 astfel de unități școlare pentru care am solicitat finanțare și așteptăm o hotărâre de guvern. În rest, problema este rezolvată. Dar depinde și de primar. Și dau exemplu aici. 4 unități școlare care au primit sume prin hotărâre de guvern și care nu au făcut nimic în această vară. Adică au primit banii. Banii sunt banii prin inspectorat. Deci dumnealor trebuiau să-și facă proiectul, lucrarea, să vină cu documentele la inspectorat și noi să li decontăm banii. Păi hai să-i laudăm. Păi școala 11 Piatra Neamț, la sala de sport. Și am avut discuție chiar când a apărut hotărârea cu domnul primar și l-am rugat să rezolve acea problemă la sala de sport. La școala Podoleni, da? La școala Rusen Borlești, și la școala Ion Creangă, care a primit bani pentru a finaliza o lucrare acolo. Da? Și avem și un exemplu, și o școală care și-a rezolvat problema la Moldoveni, da? Și care așteaptă acum să fie prinsă. Deci și-a făcut lucrarea, așteaptă acum să vedem cum putem să decontăm, dacă putem noi să decontăm lucrarea. A făcut-o primăria. Sunt și primării care și-au rezolvat și singure astfel de probleme. Dumnealor pot da explicații, dar eu nu pot să înțeleg. Când ți s-a aprobat prin hotărâre de guvern sau s-au aprobat sume pentru acea lucrare, dai drumul la lucrare, asta e procedura, o cunosc foarte bine, vii cu facturile, se decontează banii. Bun, și care e răspunsul lor? Păi răspunsul, știți care e? Cel pe care îl dau și la fondurile europene. Că dacă nu ne decontează, păi nu putem merge. Sunt proiecte europene la care se procedează întocmai și la proiectele foste POSDRU și la proiectele POCU, nu? Avansezi suma, produci cheltuieli, ele trebuie să fie eligibile și le-am explicat. Și aveau posibilitatea măcar să depună acum documentele pentru toate cheltuielile pe care le-au făcut pentru școli, da? Cu măști, cu materiale dezinfectante, de la 1 august.
ele sunt eligibile. Transmit documentele, ajung la Ministerul Fondurilor Europene și primesc banii înapoi la primărie. Da? Măcar aici, dacă ar face, dar și aici am unele îndoieli și vă spun și de ce. Am trimis în fiecare primărie textul ordonanței 144. Am transmis în primării și scrisoarea comună Ministerul Educației, Ministerul Fondurilor Europene și am avut surpriza că m-au sunat 3-4 primari, nu o să dau aici exemplu concret, să mă întrebi ce facem, cu ce bani, cum deschidem așa. Adică n-au citit. Da, și n-au citit. Păi dacă se întâmplă așa, îți vine de la o instituție, îți vine un document, te uiți și vezi, domne, ce se dorește aici, da? Din păcate. Da. Dumnealor și-au dorit să aibă școlile. Știți treaba asta? Pentru că dădea bine. Dădea bine și electoral. Ai școala, nu? O ai în administrare, din punct de vedere material. Clădiri, terenuri. Haideți să mergem un pic pe chestiuni punctuale. Deci, pe 14 începe școala, scenariul 1 sau 2, da. Copiii vin la școală. Măști. Măști, deci din analizele noastre, toate școlile au măști pentru deschiderea anului școlar. Unele au stop pe o lună, unele pe două, unele pe trei. Deci există măști, da, există școală. Măști și unde mai sunt probleme, îi sprijinim noi. Și mă implic și personal, o să văd cum am să fac la două, trei comune unde sunt probleme și o să le asigurăm măști, o să le asigurăm și materiale dezinfectante. Câte măști se asigură? Câte o mască pe zi? În principiu o mască pe zi. Dacă respectăm procedura din... aici nu mai avem precizat în ordinul acesta comun, normal ar trebui două măști pe zi. Dar ei stau de regulă cam 4-5 ore la școală, deci o mască... S-a discutat și despre vizete sau nu, nu este? Nu, nu, nu. Calcul. Discuțiile au fost atât la achiziții, pe separatoare, acolo unde... Dorim să păstrăm componența formațiunii de lucru, să fie deci toți copiii la școală și atunci să punem separatoare la acele pupitre comune. Asta a fost o discuție. Vreau să îi liniștesc pe părinți că nu scindăm, nu împărțim formațiunile de lucru. Unii n-au înțeles, s-au grăbit chiar și aici la Piatra Neamț și părinții nu doresc așa ceva. Învățătorii și-au asumat și ei, și o să vedem, la unele școli vor să lucreze chiar în plus, fără să ceară recompensă, își vor adapta programul încât toți copiii să fie la clasă. Mă refer la cei de la primar. Sunt școli care dispun de echipamente. Am o situație și aici, că le-am cerut să-mi prezinte câte săle au, de exemplu, cu echipamente care să permită transmiterea online. Și sunt școli care au asemenea echipamente. Nu sunt chiar multe, dar sunt. Da? Și atunci aceste școli pot proceda și așa. Vine clasa întreagă, formațiunea întreagă, într-o sală merg 17, într-o sală 17. E vorba de clase de oraș care au fost supradimensionate și prin concursul conducerilor de școli la un moment dat. Și atunci în clasă stă profesorul cu cei 17, este preluată lecția în sala vecină, poate să treacă profesorul și acolo la un moment dat, da? Dă o sarcină de lucru aici. Deci ar exista soluții încât, sau am o clasă supradimensionată, am 32 de copii, eu dau niște exemple, nu-mi doresc să le ia automat cineva și să spună că ne-a spus inspectorul general. Am 32 de copii, de exemplu, dacă aș fi director eu și nu am spații, aș merge pe scenariul ăla galben, 8 copii stau o săptămână acasă, da? Și ceilalți 24 vin la școală, în sala de curs. Și la o săptămână alți 8, încât din 4 un copil stă acasă doar o săptămână. Și atunci ar fi mult mai ușor de acoperit acea săptămână, deci, și nu, altfel. Nu se pune problema de ore suplimentare la profesori? Deocamdată nu. Nu se pune problema de adus alți profesori? Deocamdată nu. Ei pot însă un lucru și l-am spus. Pe legea 55 care vizează starea de alertă pot angaja personal pe perioadă nedeterminată,
Deci pe 30 de zile. După aceea pot prelungi cu o condiție să se încadreze și în buget. Și sunt școli care au bugete mai mari în raport cu normele de care dispun aprobate la această oră. După aceea, mai există un supliment acolo și la noi, o rezervă de norme, și zilele acestea am să așez frumos toate școlile care au solicitat și de regulă mi-au solicitat la grădiniță, la preșcolari și la primari, să mai scindăm formațiuni de lucru care sunt numeroase și acolo o să aprobăm și o să dăm norme. Bun, ce se întâmplă cu after school-urile? After school-ul este organizat de către părinți. Eu am înțeles, dar era organizat în școală. Era organizat în școală, aici școala cu părinții împreună vor decide exact ce, cum. Noi nu putem acolo să le impunem, putem să-i sprijinim și o să-i sprijinim cât intră în sfera atribuțiilor noastre, dar până la urmă, și eu zic că problema nu este acolo la after school în primul rând, o problemă va fi și aici încercăm împreună să vedem ce soluții găsim la grădinițele cu program prelungit, unde ai o formațiune de lucru, să spunem, de 20 de copii. Noi avem experiența din vară la grădinița de vară, așa numită grădiniță de vară, unde am luat măsuri speciale, am lucrat cu grupe de 7 copii și după ce am deschis 4 astfel de grădinițe, am fost obligat să închidem 2, dacă au apărut cazuri de infecție. Va fi greu, dar vom vedea, pentru că dacă respectăm ordinul în litera lui, ordinul acela comun, chiar va fi foarte greu. Dumnealor au parcurs și ghidul, acolo trebuie să iei niște măsuri mai mult decât ei la sala de curs în școală pentru copiii de la primar, gimnazial, liceal. Da. Din ce mi-a spus până acum, rezultă așa că modul în care va funcționa școala în perioada următoare depinde în primul rând nu de minister, nu de conducerile școlilor, ci depinde de DSP. Depinde, nu, de DSP în măsura în care e criteriu, da, criteriul acesta trebuie respectat. Vedeți că el funcționează și la celelalte facilități, celelalte relaxări pe care le-a adoptat guvernul, nu? Deschidere restaurante, baruri. Ei stabilesc săptămânal indicatorul acesta, incidența comunitară privind infecția cu SARS-CoV și în funcție de acest indicator școlile iau decizia. De aici pornesc. Dar decizia în esență ține cont tot de resursele lor materiale și umane. Avem o școală mare, luăm o școală din vecinătate, școala 2, da? Da. O școală mare, cu un număr mare de copii. Dacă la un moment dat apar copii infectați. Da. Avem aici avem prevăzut. Avem 4-5 copii. Ce se întâmplă? Da, aici în ordin avem foarte clar precizat. Dacă apare un caz, un copil confirmat, la o clasă, se suspendă pentru 2 săptămâni activitatea la clasa respectivă. Clasa respectivă. Da. Profesorii, dacă lucrează în 2 schimburi și școala... Și profesorii care predau la clasa... Profesorii la școala, la clasa respectivă, într-adevăr, și aici este problema. Intră în izolare? Ce se întâmplă? Dacă, în principiu... Sunt testați? Nu sunt testați? Deocamdată nu-i stabilit prin norme dacă sunt testați, dacă... Adică pe copii trimit acasă... Copiii rămân acasă... Dacă e învățător, este mai simplu că rămâne și el așa, la profesor va fi mai complicat. Într-adevăr, aici o să analizăm situații cu situații. Că mie mi se pare... Dacă nu prezintă simptome, sunt și acolo normal, după legea 55, tot trebuie să stea în izolare 14 zile la domiciliu. Când apar 3 cazuri în școală, se suspendă cursurile în... În întreaga școală și timp de 2 săptămâni. Asta vorbim de elevi, dar dacă apar se face și anchetă. Dar dacă apar 2 cazuri, 2 profesori și o femeie de serviciu, se suspendă. Aici cursurile. E o situație mai complicată. Se suspendă cursurile sau nu? Normal, dacă se suspendă și dacă apar la profesori care au trecut prin sala respectivă, da.
Adică, practic, avem tot timpul spectrul acesta, că se poate opri activitatea de poi mâine, de răspoi mâine. Da. Tocmai de aceea am spus că hotărârile acestea luate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență sunt pe termen scurt și chiar pe termen foarte scurt. Deci vor fi astfel de evaluări, reevaluări în cursul unei săptămâni. Școlile își vor stabili și o procedură proprie acum. Acolo în ordin sunt stabilite măsuri speciale pentru spații comune, pentru cancelarii, pentru sala de clasă, pentru transport, pentru cantine, pentru internate. De aceea am și rugat pe cei care au internat cantină să analizeze cu maximul de atenție ce prevede ordinul acesta. Nu sunt măsuri extraordinare și pe care le pot pune în mișcare, exact cum e, dacă e vorba de cantină, exact cum este și la un restaurant acum, da? Sunt niște măsuri pe care trebuie să le respecte cei de acolo și în școală. Iar dacă e vorba de transportul școlar, la fel, obligatoriu se intră cu mască. Deci masca e în spațiile închise pentru toată lumea. S-a discutat cumva, undeva, întreb și eu. Avem câteva licee în județ care au navetiști. Care au foarte mulți copii navetiști care vin la școală cu autobuze, cu oameni care în marea lor majoritate nu respectă nicio regulă de distanțare socială, fizică, socială, cum vreți dumneavoastră. Ba mai mult, îmi spunea un coleg care a aruncat să facă un test pe un autobuz undeva în județ, că primul care a sărit la el și i-a spus: ce cauză mască la mine în autobuz? A luat șoferul. A fost șoferul. Da. De ce? Pentru că dacă unul stă cu mască, s-ar putea să devină și la alții idei și să întrebe. Deci, mie mi se pare o dovadă, scuzați-mă că spun asta, de cel puțin inconștiență, ca să nu se gândească cineva, și aici ține cont, trebuie la nivelul autorităților locale, în primul rând, domnule, hai să găsim soluții, să găsim, să aducem copiii la școală în condiții, de siguranță. Da. Pentru că luăm mai liceu acela din Târgu Neamț. Ion Creangă, unde sunt peste 1000 de navetiști. 1000 de navetiști. Gândiți-vă ce înseamnă asta. Și în zona Roman avem. Sau avem, la nivel de județ, avem 9000 de navetiști, că deci, avem cifra aceasta. Gândiți-vă ce potențial de infectare reprezintă acești navetiști. Ai 1000 de copii care îți vin în școală din diverse localități, care toți vin cu autobuze sau microbuze. Claie peste grămadă. S-a discutat undeva. Voiam să vă spun, și ați văzut că am accentuat, oricât de bine ne pregătim noi școlile și ne pregătim în condițiile care sunt să le deschidem, tot nu este suficient. Și am ajuns la problema transportului școlar, da? Nu mai punem sau nu mai luăm în calcul un aspect la fel de important. Cei 1000 și ceva de elevi, de exemplu, la colegiul Ion Creangă Târgu Neamț, vin din zona, da? Vin cam la aceeași oră, dacă vin la ora 8, să ne gândim, nu? Ce o să fie pe la autogară, ce o să fie în drumul către liceu. Aici o să am o discuție și cu domnul prefect, dar nu ține de instituția prefectului, aici ține de Consiliul Județean și o să vedem. Operatorii aceștia de transport, da, intra-județ, să-și armonizeze un pic, să-și modifice un pic programul, pentru că până la urmă aceștia vor fi călătorii, cei mai mulți, elevii, după 14 septembrie, încât, modificând și programul din școală, să nu sosească și să nu plece toți elevii odată. Dacă reușim aici cât de cât, la alte județe s-a reușit, au ajuns împreună și au luat o astfel de decizii, va fi foarte bine. Copiii au transportul gratuit și vreau să-i anunț pe această cale, pe 14, când ajung la școală, să solicite imediat să aibă viza pe carnet. 50 la... De ce anume? Pentru că vor merge cu carnetul de elev să obțină documentul de transport de la operator. Și acel document de transport, nu, va fi folosit ulterior de către școală pentru decontare. 50% vor fi bani care vin de la Ministerul Educației prin inspectoratele școlare către școli, iar 50% îi va asigura pe transportul local autoritatea publică locală pentru transportul județean, Consiliul Județean.
Da, mai rămâne să vedem și când ajung acești bani. Da, e problema exact ca la și acel program numit Cornul și Laptele, care în ultimii ani... Noi am transmis punctul de vedere... Anul trecut, de exemplu. Adică nu, din... n-a funcționat perioada de pandemie, nu s-a întâmplat nimic și s-au și folosit până la urmă de asta. Mie îmi pare rău că noi mai avem un program Masa Caldă, avem prinși foarte mulți elevi aici și n-au putut beneficia în perioada aceea de pandemie. Sunt copii care provin din medii defavorizate. Sperăm că acum, deschizând școala, să dăm drumul la acest program. Avem la liceu cu program sportiv de la Roman, la Danubiana Roman și două școli din zona Târgu Neamț, de la Oglinzi și Răuceș, o școală profesională și o școală gimnazială. Sunt câteva mii de copii care pot beneficia de acest program. O masă, normal ar trebui o masă caldă, dar e mai greu, că nu au spațiile necesare și atunci vor primi un pachet exact în valoarea pentru masa caldă. Bun, sunt un milion de întrebări care apar. Eu rețin așa, că în acest moment avem un ordin, da. Avem niște criterii, da, niște cerințe, niște da. Cerințe, dar că este foarte clar că la cea mai mică cel mai mic semnal, 2-3 cazuri într-o școală, activitatea școlii se poate opri. Da. Hai să spui că la o școală mică, în mediul rural, lucrurile nu generează probleme. Dar când ai școli foarte mari, cu peste 1000 de copii, aici da. Deja pot apărea probleme. Mi da. Se par niște criterii destul de restrictive pentru asemenea școală. Da, ele sunt restrictive pe de o parte, dar pe de altă parte... Dacă nu se ia măsura la timp, vă dați seama că lucrurile pot lua o altă turnură și atunci poate fi mai grav. Dar mesajul meu este să nu ne speriem, să înțelegem că pot apărea și astfel de situații, să înțelegem că până la urmă dreptul acesta la educație, nu? Care este un drept fundamental, nu poate fi pus chiar sub semnul întrebării așa, prin unele decizii, am auzit și eu în spațiu public, că nu-mi trimit copilul la școală, că nu-l las, dar sunt cazuri puține și ele devin ușor manipulatorii asemenea discuții. Eu am mers în teritoriu, ieri am mers pe stradă în Piatra Neamț, m-am oprit, am discutat cu părinți. Vă spun că în proporții de 99% își doresc să se întoarcă copiii la școală, mi-au spus odată. Doi mi-au spus că depinde de noi toți și eu mă bucur că au înțeles acest lucru, că depinde și de dumnealor, da? Ca să nu ajungem în situația de a suspenda cursurile la un moment dat, la o clasă sau într-o școală și mai ales părinții, în urban. Părinții sunt obișnuiți să depindă de ei pentru că ei au înțeles sintagma aceea cu învățământul gratuit obligatoriu care este pentru elevi, nu și pentru da, părinți eu, gratuit. Știu. Și atunci ei au înțeles, ca să spun așa. Nu, aici iarăși vreau să le transmit un mesaj și le-am spus și directorilor să nu care cumva să ajungă în situația să solicite bani de la părinți pentru accesul pe platforme, pentru echipamente. Nu este în regulă. Nu la o emisiune, la un alt post s-a adus în discuție faptul că profesorii dau cu vară. Asta era mai de trecut. Nu cred eu că astăzi se mai întâmplă așa ceva, profesorii să fie cei care pregătesc școala, sălile de curs în sensul acesta, material, fizic, da? După aceea, și vreau să le transmit părinților de la clasa a 8-a, de la clasa a 12-a, că or să apară imediat după 14 septembrie, în fiecare săptămână, teste de antrenament pentru examen. E 1 și 2. Pe portalul educația-continuu.edu.ro profesorii găsesc și reperele metodologice pentru aș regândi planificarea la nivelul semestrului întâi, dar și planificarea anuală, încât să recuperezi pe cât posibil
ceea ce nu s-a realizat, nu s-a făcut în perioada aceea din semestrul al doilea. Și tocmai în acest moment prefectura anunță astăzi la ora 13 în sala Mihail Sadoveanu o conferință de presă subiect deschiderea anului școlar, invitată conducerea DSP și conducerea Inspectoratului Școlar Județean. Deci înseamnă că la ora 13 va fi gata și situația de la DSP. Ea va ajunge în școală până la orele 13, așa am promisiunea să o primesc de la DSP imediat după emisiune. Atunci eu am transmis-o în școli. Școlile au timpul necesar până mâine la 16. Deja dumnealor, în baza a ceea ce le-am transmis vinerea, primei informări, deja și-au conturat decizia și dacă mâine la orele 16 am de la fiecare școală primesc hotărârea Consiliului de Administrație, mă întâlnesc cu cei de la Direcția de Sănătate Publică și împreună analizăm și mergem în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență cu propuneri spre aprobare. Încât de miercuri părinții să știe, să aibă răgazul necesar, să știe exact ce se va întâmpla la fiecare școală, să aibă timp și directorii să comunice cu părinții, să pună pe site, să transmită prin diriginți către părinți și copii. Vreau să-i anunț pe părinți că pot pune întrebări la un telefon, la un tel verde, care este și pe site-ul Inspectoratului Școlar. E un tel verde pentru elevi și părinți, 0867 220 31, și un tel verde pentru directori și autoritățile publice locale, 0867 20 32, și pot pune întrebări acolo, primesc răspunsuri de la echipa din minister, pentru că ne dorim să avem o comunicare, iar pentru părinți, pentru elevi, dar și pentru profesori, numărul meu de telefon este pe site-ul inspectoratului, este numărul personal, pot să mă sune, le răspund, dacă nu am răspuns, voi fi eu cel care va suna. Așa am procedat, așa voi proceda, chiar dacă îmi va fi foarte greu și va consuma un pic și din timp, dar vreau să comunic direct. Da, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu zic să o urmăriți, pentru că ea rămâne în continuare atât pe site, pe Mesagerul de Neamț, cât și pe Știri din Neamț. Să vedem ce se va mai întâmpla în zilele următoare. E posibil să avem tot felul de schimbări, dar deocamdată acesta este scenariul în care funcționăm. Da. La revedere, numai bine! Mulțumim!